Și acum că am trecut peste părțile mai complicate, să zic așa, am făcut rost și de ceva bănuți, fraților, și tot ce mai trebuie să fac este să îmi conving prietenii să facă parte din acest challenge, ceea ce o să fie cel mai ușor lucru posibil, pentru că cine nu ar vrea să se bage pentru 100 de diamante, ăsta o să fie premiu, pentru că ne permitem aici și cred că chiar o să-mi rămâne și mie câteva diamante. Și da, nu întrebați câta datorie am la vecinul, că e ceva rău, ok, nu vreți să știți. Mariusica, ești acasă? Ia uite-l pe al meu, Mariusica, fii atent aici, am cea mai bună provocare pentru tine, cel mai șmecher challenge, cea mai șmecheră chestie, cea mai tare zi astăzi. Mușta, mă, ce? Ok, bun, nu o să întreb ce face aici. Mariusica, fii atent aici, am pentru tine cel mai șmecher challenge, o să mergem efectiv pe... Da, da, da. Păi, stai așa că eu n-am apucat să zic despre ce e vorba, gen. Adică tu nici măcar nu știi la ce ai zis da acum. Mă rog, e perfect, hai, gata, m-am băgat, ok, gata, hai, ridică-te și să mergem. Nu mai stau să-ți explic chestii, o să afli mai încolo, hai să o luăm și pe Ana, pentru că ne trebuie și Ana, dar e un challenge maker și o să faci o groază de bani dacă te descurci, nu știu dacă o să te descurci, dar o să vedem, hai, vino cu acea cu mine. Ana, avem o treabă mega importantă cu tine, eu și Mariusica. Fii atentă că nu ai cum să refuzi această ofertă, bă, deci v-am pregătit cea mai șmecheră chestie, efectiv. Deci, Ana, fii atentă, n-are nicio treabă, ea sare în piscină pe aici. Deci, Ana, ție îți place apa foarte mult, nu? Că tu stai toată ziua în piscină, adică e cald afară, îți place să stai la apă. Cum ar fi să ai parte de o vacanță tropicală gratuit pe o insulă și să fii și plătită pentru chestia asta? Ce părere ai de asta? Te bagi sau nu te bagi? Bă, da, fraților, ați auzit bine. Vreau să fac un clip exact ca și Mr. Beast, unde tu, Mariusica, și sora ta, Ana Banana, veți sta blocați pe o insulă în mijlocul oceanului și ultimul care pleacă de pe insula aia va primi 100 de diamante. Cui nu-i plac diamantele? A, deci pare ușor. O să fie cea mai ușoară chestie, o să fie prea distractiv, Ana. Adică, pe bune, chiar crezi că ți-aș spune chestia asta și te-aș duce undeva unde nu e distractiv sau... Pe bune acum. Ok, prieteni, deci țineți-vă bine pentru că o să fie o călătorie destul de lungă. Adică nu vă gândiți că este pe undeva pe aici pe aproape. Chiar o să mergem destul de mult. Așa că puteți să vă puneți bărcile și urmați-mă cu mare, mare atenție, pentru că v-am spus, dacă vă pierdeți, s-ar putea să nu fie foarte bine, ok? Hai să luăm iahtul ăla. Cred că puteți să-l cumpărați după challenge, cred că iahtul ăsta, dacă câștigați și faceți toți, rost de toți banii aia. Dar până atunci veniți încoace după mine, că o să mergem o groază. Deci, pe bune, chiar e destul de departe, gen. Cum ai făcut rost de o insulă? Ești milionar cumva? Bă, Ana, pe bune, adică la... Bă, la talentul meu în viață, chiar crezi că nu pot eu să fac rost de orice? Adică, pe bune acum, bă, eu pentru clipurile mele investesc bani, investesc diamante, investesc de toate. One eternity later. Prieteni, oficial am ajuns în locul unde o să țină challenge-ul și o să fie foarte... Bă, ce faceți aici? Alo, domnul, mergeți? Păi, bă, merg. Eu tu, pana. Bă, tu ce faci, mă, cu alea la tine? Hai, veniți încoace, prieteni, pentru că începe oficial nebunia. Aceasta este insula pe care am pregătit-o pentru voi. O să vă distrați de minune, nu o să se întâmple absolut nimic oribil. Vă dați seama, adică, ce să se întâmple? Până la urmă e un challenge unde câștigați bani, adică clar totul este foarte sigur. Iar acela este turnul de control, unde o să stau eu și o să vă veghez și o să pregătesc challenge-urile. Așa că nu uitați că din momentul în care mergeți pe partea cealaltă, challenge-ul va începe. Mariusica deja s-a dus acolo, ok. Gata, Ana, trebuie să te duci și tu. Și acum oficial sunteți blocat pe această insulă. Nu aveți voie să ieșiți din cercul acesta. Nu aveți voie nimic de genul acesta. Trebuie doar să stați în apa de aici și pe insula aia de acolo. Hai să-mi iau și o barcă acum ca să vă fac așa turul insulei, cred că ar trebui să vă fac. Fraților, anunț mega important, voiam să vă spun că oficial avem o nouă colecție de mărci pe lucalu.ro cu un nou model, ediție limitată de vară. Intrați chiar acum pe primul link din descriere dacă vreți să vă luați și voi un tricou, o șapcă sau chiar și pe cățelul Anei Rex cu noul model de vară și noi haideți să ne întoarcem la clip. Și dacă veniți voi după mine și ajungem aici pe insulă, o să vedeți că cam asta e insula, practic. Nu știu ce tur ar trebui să vă fac, aveți aici
un copac, acolo alt copac și cam asta este insula, nu știu ce să vă zic. Auzi, Luca, dă-mi și mie ceva să mănânc, mâncare când ne dai. Bă, dar chiar că ce bine că ați zis, prieten, că a mers în soare toată ziua și mi s-a făcut foame. Bă, Ana are foarte mare dreptate, pentru că am avut un drum foarte mega lung până să ajungem aici, pentru că insula asta chiar este departe și așa. Ideea este că, prieten, cea mai tare chestie, că tot ne e foame de nu mai putem, efectiv nu o să primiți nimic de mâncare, pentru că a început challenge-ul, așa că o să mâncați când o să vă zic eu și când o să vă dau eu de mâncare, ca să fac challenge-ul mai greu. Dacă vreți totuși să mâncați, pentru că nu pot să vă las nemâncați, nu? Puteți să ieșiți frumos din cerc și să veniți în turnul ăla de control când vreți voi și acolo o să am un frigider plin cu mâncare, dar dacă ați ieșit din cerc ați pierdut challenge-ul, așa că vă descurcați, așa că o să vă las aici o perioadă, câteva ore și după aia mă întorc, vedem ce challenge-uri mai facem, vedem dacă vă dau de mâncare. Distracție plăcută, prieteni, pa! Oh my god, chiar o să mă distrez destul de bine, zic eu. În challenge-ul de astăzi las și o barcă aici și merg frumos în turnul meu, unde stau pe spate, am mâncare, am absolut tot ce am nevoie. Bă, fraților, aparent prietenii noștri se descurcă destul de bine să supraviețuiască, adică deja s-au pus pe survival și cred că se apucă să ia. Ce sunt alea? Cred că sunt din alea, nu știu, de coco s-au luat. Mamă, ok, bravo, bă, acum hai pe pământ. Ok, deci aparent prietenii mei se descurcă destul de bine și au luat nuci de cocos, au și pești pe care poate să-i mănânce, dar Ana e vegetariană, deci s-ar putea pentru ea să fie destul de greu. Ideea este că, bă, momentan văd că le merge destul de bine. Eu vreau să-i văd cât de bine se descurcă să supraviețuiască în situații extreme când eu nu le dau nimic, dar o să vină și challenge-urile cât mai curând. O să-i mai las acum să se mai chinuie aici puțin să facă rost de mâncare, de apă, de toate astea și o să revin și la ei. Fraților, mi-am dat seama că eu nu v-am făcut turul la turnul ăsta de control de la mine aici, deci voiam să vă fac așa un tur să vedeți ce am și eu pe aici. Concurenții noștri în continuare au nebunit, efectiv s-au plictisit, fac parcurs cu nisip, nu știu ce fac, se mega plictisesc pentru că deja a trecut destul de mult din challenge, adică destul de mult, deja au trecut 2-3 ore și s-au cam plictisit. Deci avem aici turnul de control, avem aici sus de tot unde pot să vin eu să stau, să mă uit la ei, să văd ce se întâmplă. Avem frumos camere puse peste tot și dacă intru eu aici avem diamantele noastre și camera monitor. Și aici am toate camerele de pe insulă. Avem camerele astea de la turnul de control, dar avem și alte camere direct pe insulă, fraților, care sunt puse pe palmierii ăștia de aici, de exemplu, și pot să văd absolut tot ce se întâmplă pe insulă la orice oră, în orice secundă, care este o chestie foarte șmecheră care o să ne ajute. Și după aceea, dacă mergem mai jos aici la primul etaj, să zic așa, avem aici niște chesturi. Ăsta o să ne ajute mai târziu. Ok, și aici avem niște mâncare pentru concurenții noștri și cred că, sincer, merită și, frate, niște pâinică, că mor de foame de când au ajuns aici și au mâncat numai din alea zi nuci de cocos, adică sunt vai de capul lor. Bă, da, cred că și eu merit niște mâncare. Ia-mi eu niște sandwich-uri din astea cu bacon așa. Oh my god, ce bune sunt astea, le-am luat pentru mine, nu băgați de seamă. Ei o să primească pâine, lasă că se descurcă. O să le dau și niște apă, că de ce nu? Uite așa. Bă, eu chiar sunt mega de treabă pentru că au rezistat până acum. Și haideți să mergem acum la concurenții noștri să le dăm prima provocare, dacă vor să fie mai confortabil, o să vedeți despre ce este vorba. Și să le dăm și niște apă și chestii, pentru că au reușit să reziste până acum și că stau în insulă și că, na, momentan n-a ieșit nimeni din cerc. Mamă, ce tare a fost aia, ești nebun, nu știam că n-am știut să fac aia. Aia a fost chiar șmecher. Ok, hai să mergem la ei acum. Dragi concurenți, am venit cu vești bune. Ce faceți? Cum sunteți? V-ați acomodat cu insula? Sper că toată lumea e bine. Ce vrea omul ăsta? Ia uite, bă, ești nebun. Ia uite, bă, dar voi sunteți cam bine aici, sincer, pe insula asta. Adică eu am venit să vă adun niște resurse și niște apă și mâncare, dar aparent cred că aveți. Adică cred că nu vă mai trebuie, deci presupun că pot să plec acum, că să rămâneți cu alea de nucile de cocos. Ok, deci vreți apă și mâncare. Bine, m-am speriat, credeam că nu aveți nevoie sau ceva de genul. Deci pentru că ați supraviețuit primele. Bă, dă mâncare că mor. Ok, Marisica e aici, o pâine. Înainte de orice, Marisica aparent chiar moare de foame pentru că a supraviețuit primele câteva ore. Felicitări, ați primit câteva pâinici așa să vă ajute în aventura asta. Stai că alea sunt pentru Marisica, Ana, ai și tu aici. Uite, niște pâinici. Deci e o delicatesă pâinea,
n-ai ce spune și luați aici și niște sticle cu apă. Ia și tu, Mariusica, ia și tu, Ana. Bă, dar nu vă mai certați pe apă, că e destulă pentru toată lumea. Iar acum, prieteni, vom începe primul challenge, pentru că cred că sunteți destul de plictisiți pe insula asta și probabil vreți să faci... Ana, nu-ți recomand să bei de acolo apă, gen. Eu ți-am adus... Ana o să se facă rău, gen, nu mai bea din ocean. Eu v-am adus apă bună, nu din ocean, gen. Doamne, ok, veniți încoace. Deci, pentru că știu că vă plictisiți pe această insulă, v-am pregătit câteva challenge-uri să vă fac viața mai ușoară, pentru că eu sunt foarte de treabă. În primul și primul rând, îmi e rău, mă doare capul. Păi dacă ai băut apă din ocean, normal că te doare capul. Ok, în primul rând v-am adus un foc de tabără. A? Ce ziceți? Acum chiar se simte ca o insulă. N-ai ce zici, adică pe bune, e altceva, frate. E chiar un lux ce se întâmplă aici. Poți să prăjești nucile de cocos, gen. Iar acum haideți să vă spun și despre primul challenge, prieteni. Deci, vă imaginați că o să stați ceva timp aici și aveți nevoie de un loc în care să dormiți, nu? Adică toată lumea merită și el un loc acolo să doarmă liniștit și chestii de genul. Îți dai seama, normal, Mariusica. Dar avem o problemă. Voi nu aveți un loc unde să dormiți decât în nisip în momentul de față. Adică nu aveți unde să dormiți. Așa că primul challenge, prieteni, este foarte, foarte simplu. În acest cerc, uitați-vă la cercul ăsta, da? Știți, cercul, n-aveți voie să ieșiți din el. Aveți undeva în apă un chest cu un pat. Ok? Cine găsește? Bă, stai, stop, n-am dat start. Primul care găsește acel chest va păstra patul, dar o să vă dau și niște camere ca să filmați, ca să văd și eu ce o să faceți, ok? Așa că trebuie să țineți camerele astea în mână, să filmați absolut tot ce se întâmplă și să vedem cine găsește primul patul, ăla îl păstrează. Eu am fost burgerul vostru preferat, mă duc înapoi în turnul meu de control, v-am dat mâncare, sunteți pregătiți, gata, 3, 2, 1. Să înceapă challenge-ul oficial. Puteți să mergeți să căutați patul. Baftă, eu mă duc înapoi la bărcuța mea așa frumos și acum o să se chinuie ceva, pentru că am ascuns destul de bine, zic eu, patul ăla. Deci o să fie, sau poate nici nu există patul. Cine știe, poate există, poate nu există. Acum nu știu, o să-i las să se chinuie și o să afle mai încolo dacă există sau nu. Dar am zis să încep așa cu un challenge destul de lejer, să zic așa. Oricum, acum probabil o să aveți pe ecran tot ce se întâmplă și cum caută ei pe acolo prin apă și dacă reușește cineva să găsească sau nu. Chiar sunt mega, mega curios dacă o să aibă vreo șansă să găsească măcar în prima oră, ar fi destul de șmecher. Dar ideea este că este foarte, foarte mega important patul ăla, pentru că imediat vine noaptea și oamenii mei n-au unde să doarmă. Așa că, da, vă dați seama că e mega, mega important. Fraților, aparent avem și prima noastră câștigătoare la un challenge, pentru că Ana a reușit să găsească patul. O să-i scriu și pe chat: Gigi, Ana, felicitări. Ia vedeți, deci Ana se pare că o să doarmă destul de bine la noapte și Mariusica, săracu, o să rămână să doarmă pe nisip sau ceva de genul. Așa că, da, foarte tare, ăsta a fost primul challenge, destul de lejer dacă mă întrebați pe mine. Ok, fraților, și oficial am ajuns și la finalul primei zile. Concurenții noștri sunt destul de obosiți pentru că au stat toată ziua pe insulă, n-au avut foarte multă mâncare și putem să observăm că se pregătesc pentru niște challenge-uri care vor urma și vă dați seama că o să fie și mai complicate. Mariusica doarme așa pe burtă, Ana pe ei, dar ar fi destul de nașpa dacă ar veni cineva să-i trezească în mijlocul nopții și să nu poată să doarmă sau ceva de genul, nu? Adică mâine o să aibă o groază de provocări și n-ar vrea să se întâmple așa ceva. Așa că de-aia am venit cu un fluier. Alo! Ce faceți, prieteni? Trezirea! Alo! Bă, ce fac, bă, Mariusica aici în copac? Bă, trezirea, bă, ce faceți? Alo! Hai! 20 de flotări fiecare, hai, că aici pe insulă nu stați pe gratis, da? Vreți să plătiți chiria la insulă? Trebuie să stați treji, nu vreau să văd că sunteți puturoși. Hai, vă rog frumos, faceți ceva productiv. Nu știu ce să faceți, dar nu dormiți. Asta, lasă-mă să dorm. Păi lasă că ai dormit destul, Ana, am venit și eu să văd ce mai faceți, ce ziceți, cum sunteți. Hai să jucăm un X și 0, aveți chef să jucăm un X și 0, un fazan, un ceva. Haide, bă, trezirea, vreau să dorm. Păi nu se doarme aici, alo, cum să se doarmă? Bă, mâncare. Mariusica, mâncarea, abia mâine primești mâncare, pentru că ai primit multă mâncare pe astăzi. Ați mâncat toată mâncarea, gata? Nu mai vezi nimic de mâncare, de apă. Ana, o să se facă iar rău dacă bei din apă, știi, nu? Gen, e ocean, efectiv, nu poți să bei din apa aia. Doar apă din ocean ai băut? Doamne ferește, ok, prieteni, doar am vrut să văd ce faceți. Dacă vreți să dormiți, atunci eu n-am nimic împotrivă cu asta. Adică nu vă gândiți că eu aș vrea să nu dormiți sau ceva de genul. Gen, na, eu doar am venit să văd ce mai faceți, gen. Bă, uite, Ana, fără nicio mișto, în secunda de față chiar ți-aș fi dat, ți-aș fi dat ceva de mâncare, dar nu am la mine, așa că ghinionul vostru. Pa, prieteni, gata, pa, noapte bună. Bă, lasă-mi barca.
Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit la ziua cu numărul 2. Astăzi mi-am început ziua foarte, foarte bine dispus, dar am observat ceva care mie nu prea mi-a plăcut și nu prea îmi convine. Dacă vă uitați, Mariusica se crede destul de șmecher cât să se ducă și să omoare pești din cerc ca să facă rost de mâncare. Și eu nu m-am gândit neapărat la chestia asta, adică nu m-am gândit că o să stea... Am uitat că există pești, bun? Și am crezut că, bă, o să stea fără mâncare, dar aparent acum Mariusica poate să facă rost foarte, foarte ușor de mâncare și are și un campfire, așa că avem o mică problemă. Adică, bine, Ana e vegetariană, deci nu poate să mănânce pești, dar nu vreau ca Mariusica să aibă mâncare infinită, așa că va trebui să trecem direct la artileria grea, fraților. Chiar dacă nu voiam să fac asta atât de devreme, avem aici niște prieteni care s-ar putea să mă ajute un pic așa, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Cred că o să mă ajute să mă asigur că Mariusica nu se va mai atinge de apa aia ca să nu mai facă rost de pești. Așa că, bă, îmi pare rău, n-am vrut să fac chestia asta atât de devreme, dar cineva trebuie să o facă, pentru că altfel Mariusica ar face rost de prea multă. Ia uite-l, mă, deci cred că și-a luat mâncare pe tot anul sau ceva de genul. Ok, Mariusica, pentru că nu ai fost un băiat de treabă și pentru că ai făcut ce ai făcut în dimineața asta, că ai prins pești și chestii de genul, îți pun eu niște pești dacă vrei să-i prinzi pe ăștia. Adică, pă bune, uite, peștii ăștia pe care îi pun eu acum chiar sunt destul de gen, au foarte multă proteine și chiar cred că ar merge să-i prinzi dacă vrei. Așa că, prieteni, începând de acum, dacă intrați în apă, s-ar putea să nu fie atât de bine pentru voi, sincer. Eu cum mai sar în apă, bă, nu știu ce o să facă Ana, sincer, dar, bă, nu știu, trebuie să fac chestia asta cu rechinii, pentru că altfel ar avea mâncare infinită, deci rechini peste tot. Ai de capul meu, dar vin și după mine rechinii ăștia. Bă, omoară peștii. Oh my god. Cred că vreo 30 de rechini vă ajung, prieteni, așa că eu în locul vostru aș avea grijă cu intratul în apă. O să plec acum ca să n-am... Ia uite-l pe Marius că direct s-a aruncat în apă. Bă, deci dacă-i prind... Ai de capul meu. Ok, bun, trebuie să ies și eu din apă repede, gata. Deci rechinii sunt în cercul ăsta, eu sunt în afara cercului, gata, stau pe spate. Nu am mai mâncat de ieri. Oricum am mâncare multă, nubule. Auzi ce Marius că pentru că a prins mâncare. Bă, dar Ana săraca chiar că n-are nici mâncare, săraca. Vai de capul meu. Bă, cred că trebuie să-i las ceva de mâncare, nu? Înainte să spawnez toți rechinii ăștia prin apă. Ai de capul meu, dar uitați-vă cum arată. Ai de capul meu. Fraților, probabil vă întrebați, bă, dar cum o să pot să le trimit eu chestia acum că tot oceanul ăla este plin de rechini? Ei bine, fraților, normal că m-am gândit și la chestia asta și l-avem aici pe constructorul Gigel, care este pregătit să livreze o comandă specială. Am pregătit aici niște sandvișuri pentru Ana și să le mai trimit mai multă apă, pentru că Mariusica și-a prins pești, e destul de bine. Ana văd că stă acolo pe spate, nu știu ce, nu văd patul, dar stă pe pat pe spate. Și Gigele, tu trebuie... Bă, dar unde e Mariusica, întrebarea mea, mă? Ok, nu știu ce face Mariusica. Gigele, trebuie să te duci să livrezi pachetul ăsta Anei și cam atât. Asta e tot jobul tău, așa că mulțum. Ia uite-l cum a plecat direct cu jetpack-ul. Se livrează, ia uite, livrare specială. Aia zic și acum te pup, Gigele. Ne-ai salvat efectiv situația. A ieșit direct, gen, nici nu l-a interesat. Mă, ce? Ăla este pentru tine. Vedeți, bă, că nu sunt un om rău, deci eu chiar mă gândesc la prietenii mei. Fraților, o să fiu sincer cu voi. Când am început challenge-ul ăsta și când m-am gândit la tot clipul ăsta, nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. Adică oamenii mei și-au făcut o casă din sand și se pare că deja este toată personalitatea lor insula asta. Ana s-a împrietenit cu rechinii, nu știu unde sunt rechinii, pentru că erau pe aici, notau și acum nu mai văd rechinii, nu știu ce se întâmplă, dar deja este gravă situația, pentru că a trecut foarte mult timp și gen, pur și simplu oamenii sunt cam vacanță și nu știu ce să mai fac, așa că trebuie să facem challenge-ul ăsta extrem, să-l ducem la extrem și să se termine odată pentru totdeauna, pentru că amândoi vor să câștige banii, nu o să se lase ușor, așa că va trebui să intrăm într-o fază destul de extremă și cred că cu ideea asta ar trebui să iasă unul dintre ei cât mai rapid posibil. Ok, prieteni, deci am observat în ultimele zile și în ultimul timp că voi chiar vă distrați de minune pe insula asta pentru un motiv sau altul. Nu știu ce se întâmplă, dar voi chiar
vă distrați, vrei mâncare? Omul mă întreabă dacă vreau mâncare, bă, tu ar trebui să mor de foame. Mă rog, nu contează, știi ceva? Ok, deci, prieteni, că dacă n-ați uitat, voi vă jucați pentru un challenge aici. Cine reușește să rămână ultimul pe insulă? Din întâmplare, s-a gândit unul dintre voi să renunțe până acum? Mariusica, mă ascult și pe mine, alo? Păi noi ne mutăm mai... Cum adică voi vă mutați aici? Păi nu puteți să vă mutați, că e insula făcută special pentru challenge gen. Păi de ce? Ok, știi ceva, gata. Vreți să câștigați banii aia sau nu? Mai sunteți în competiție sau nu? Presupun că încă vreți să câștigați diamantele. Dacă vreți să jucați în competiție, trebuie să jucați după regulile competiției și regulile vor deveni mult mai stricte începând de acum, pentru că se vor face niște modificări, prietenii mei, pe aici. Stați așa un pic. Ok, prieteni, oficial s-a creat un nou cerc aici, ok? Începând din secunda de față, sunteți obligați să stați doar în cercul ăsta. Ăsta este noul cerc. Ana nu încerca să fugi, vină încoace. Ăsta este noul cerc, exact cum e cercul ăsta din afară. Cercul ăsta din afara insulei nu se mai pune, se mai pune doar cercul ăsta. Dacă cumva ai trecut de linia roșie sau dacă calci vreun pic, Ana, ești la un centimetru să ieși afară. Dacă calci un pic pe linia roșie, oficial ești eliminată din competiție. Eu în locul vostru, adică bine, puteți să vă bateți, n-am zis că nu puteți să vă bateți, dar nu știu, eu zic că mai bine ați face echipă sau nu știu, vă bateți, nu vă bateți, habar nu am. Ideea este că ăsta este noul vostru cerc, nu mai puteți să plecați de aici, nu știu, puteți să vă împingeți dacă vreți în afara lui. Noi avem camere peste tot la clipul ăsta, se vede absolut orice pas îl faceți în afara cercului și gândiți-vă că ați ajuns destul de departe și ar fi păcat să pierdeți acum, așa că baftă, prieteni, cu noul vostru cerc. Acum chiar o să fie greu, rău de tot. De cât timp suntem aici, Luca? Păi, nu știu, n-au trecut 3 zile? Cât a trecut? 3 zile au trecut, adică vai, ia, adică care-i problema, Ana? N-ai zis că stai aici? Animalele mele nu au mâncare? Mă, bă, stai ce? Mă, stai un pic. Pă bune? Adică chiar m-am chinuit să fac toată chestia asta, se întâmple asta? Ana pleacă că... Bă, mi-a stricat tot clipul, Mariusica, tu vezi? Bă, deci, efectiv, nu i-a apăsat de clipul meu, uite-te și tu. Doamne, bă, se pare că prin eliminare Ana a ieșit din cerc, așa că felicitări, Mariusica. Bă, nu pot să cred, deci oamenii mei au stat blocați pe insula asta tot timpul ăsta și acum Ana, efectiv, a ieșit atât de... Doar că și-a adus aminte că n-a hrănit animalele. Nu putea să le lase mai multă mâncare sau ceva înainte să plecăm? Mersi, Mariusica. Chiar apreciez foarte, foarte mult acest cocktail. Da, deci presupun că câștigătorul e Mariusica. Na, cumpărați-vă mărci de pe lucalu.ro și nu știu ce să mai zic.